Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață. Se dă un dreptunghi și un semicerc. Să vedem ce ne sugerează figura, să facem și notațiile cât mai potrivite. A, B, C, D este dreptunghiul, în care, după cum se vede, avem un semicerc și tangenta care se duce din C la acest semicerc se întâlnește într-un punct pe care l-am notat noi cu T. De asemenea, putem nota cu M și prelungirea acestei tangente până când întâlnește pe AD într-un punct, pe care, cum spuneam, l-am notat cu M. De asemenea, mai prelungim și pe DT, se prelungește și DT, până într-un punct N. Având în vedere că lățimea BC a dreptunghiului este 1 și, cum ne sugerează figura, avem și, iată, aici un punct E, care semnifică diametrul de E al semicercului, deci și EC și DE sunt egale cu CB, așa cum spuneam, sugerează figura, înseamnă că și acestea sunt tot egale cu 1. Deci dacă mai punem aici și punctul D, care este centrul cercului din care provine semicercul, care notăm cu O, mai unim și pe O cu T. În aceste condiții se cere să calculăm pe AN, adică X, lungimea acestui segment. Dacă BC este egal cu 1 și egal cu EC și egal cu DE, atunci cu DE, DE este egal de asemenea cu 1, iar OE este raza care este 1 pe 2. EC este de asemenea 1. Cum OT este rază egală cu OE și aceasta este egală cu 1 pe 2. De remarcat este faptul că avem aici o proprietate, raza este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. De aceea punem aici în evidență un unghi drept. Deci un unghi drept avem în punctul T. Și acum, pentru a afla pe X, adică lungimea segmentului AN, nu putem face decât, cred, din triunghiul AND dreptunghic, acolo unde avem puține elemente, respectiv doar pe AD, care este egal cu 1, AD este egal cu BC, egal cu 1. Deci ne-ar mai trebui încă un element să cunoaștem în triunghiul dreptunghic AND. Pentru aceasta vom avea aici o gândire sintetică pe datele problemei, să vedem ce obținem din datele problemei. Mai întâi să observăm că MTOD, iată-l, este un patrulater inscriptibil, întrucât în T avem un unghi drept, dar avem un unghi drept și în D, deci patrulaterul MTOD, iată-l, l-am fixat mai bine pe figură, avem unghiurile D și T suplimentare, amândouă sunt de 90 de grade. Deci MTOD este un patrulater inscriptibil, aceasta este o primă observație pe care o scriem. Deci MTOD, deci MTOD este egal patrulater inscriptibil. Motivul, unghiurile D și T, deci unghiul D, egal ca măsură cu unghiul T, egal cu 90 de grade, deci sunt suplimentare, este patrulater inscriptibil. Fapt pentru care putem să folosim și proprietatea relativă la diagonale. Ducem diagonala MO. În felul acesta observăm egalitatea unor unghiuri pe care deja le vom nota într-un fel. Unghiul din D, unghiul format de diagonala de T cu latura DO, iată acest unghi, pe care îl notăm cu alfa. Este important acest unghi pentru că alfa apare și în unghiul N, în punctul N, unghiul din triunghiul dreptunghic AND, deci este tot alfa ca unghiuri alterne interne. Iar proprietatea patrulaterelor inscriptibile ne oferă și această egalitate, egal cu unghiul format de cealaltă diagonală MO cu latura opusă lui DO, adică cu MT, și aici în M avem un unghi alfa. Unghiul din M, notat tot cu alfa, toate unghiurile acestea sunt egale, am explicat de ce. Unghiul acesta este important pentru că el
apare într-un triunghi dreptunghic MTO, unde cunoaștem pe OT și îl putem afla pe MT. MT este egal cu MD, întrucât din M s-au dus tangente la cerc. MD este tangent la cerc în punctul D și MT, deci MD și MT este tangent în punctul T. Deci MD, distanța de la M la punctele de tangență, sunt egale. MD este egal cu MT. Deci MD este egal cu MT. Și acum, bineînțeles, încercăm să-l aflăm pe MD. Aflându-l pe MD, automat avem distanța MT și posibilitatea ca între unghiul MTO să calculăm tangenta unghiului alfa. Pentru aceasta ne vom folosi de niște triunghiuri asemenea. Iată, triunghiul TOC, dreptunghic în T, este asemenea cu triunghiul DMC, dreptunghic în D. DMC. Motivul este, au un unghi comun și sunt triunghiuri dreptunghice, în T, respectiv în D. De aici rezultă și proporționalități de laturi. Iată, pregătim aici terenul pentru proporționalități de laturi. OT supra MD, să notăm pe MD, într-o primă fază pe MD, îl vom nota cu Y, de exemplu, cu Y, ca să fie diferit de X, nu? Y. Deci vom avea 1 pe 2 supra Y, catetele mai mici, raportul catetelor, este egal cu OC, care este 1 plus 1 pe 2, adică 3 pe 2, supra ipotenuza MC, OC este ipotenuza în triunghi mic, de supra MC, supra MC. Adică este echivalent cu, sau de aici rezultă, mai înmulțim cu 2 sau împărțim la 1 pe 2 în ambii membri și obținem 1 supra Y este egal cu 3 supra MC. Putem să-l aflăm pe MC, iată, MC este egal cu, dacă am notat cu Y pe MD, așa cum am precizat mai sus, atunci MC este egal cu radical din Y pătrat plus DC la pătrat, adică 2 la pătrat, plus 4. Ceea ce înseamnă că avem, deci rezultă mai sus, 1 supra Y este egal cu 3 supra MC, care este radical din Y pătrat plus 4. Rezultă mai departe faptul că radical din Y pătrat plus 4 este egal cu 3Y. Și dacă ridicăm la pătrat în ambii membri, obținem Y pătrat plus 4 egal cu 9Y pătrat. Rezultă mai departe, trecem Y pătrat în partea dreaptă, obținem 8Y pătrat egal cu 4. De aici rezultă Y pătrat este egal cu 1 pe 2 și deci valoarea pozitivă a lui Y este Y egal cu 1 supra radical din 2, adică radical din 2 pe 2. Deci l-am aflat pe Y, este radical din 2 pe 2. Ceea ce înseamnă că rezultă că și MT, deci MT este de asemenea radical din 2 pe 2. Spuneam că MT este egal cu MD. Să debarasăm din scris, deci MT egal cu radical din 2 pe 2 și acum ne ocupăm de triunghiul MTO, acolo unde MT, iată, este radical din 2 pe 2. Așa, deci, în triunghiul TMO, tangentă de alfa
delta este egal cu cateta opusă 1 pe 2, adică TO supra MT, supra radical din 2 pe 2. Și este egal mai departe, se simplifică cu radical din 2, este 1 supra radical din 2, egal cu radical din 2 pe 2. Și acum ne vom ocupa de triunghiul AND. Să scriem triunghiul dreptunghic AND, acolo unde tangenta unghiului alfa este egal cu AD supra AN, adică este egal cu 1, AD este egal cu 1, supra X. Să scriem acest lucru, iată, tangenta de alfa este egal cu 1 supra X. De aici rezultă X este egal cu 1 supra tangenta de alfa. Adică rezultă mai departe că X, deci X este aici, X este egal cu 1 supra tangenta de alfa este radical din 2 pe 2, radical din 2 pe 2, deci este egal cu 2 supra radical din 2, care prin simplificare cu radical din 2 obținem radical din 2. Deci X, iată, este egal cu radical din 2. Să ștergem și semnul de întrebare. De la concluzie am aflat răspunsul, X este egal cu radical din 2. La revedere!